Mariupol este acum un oraș al fantomelor, a declarat consilierul primarului orașului Port devastat de ruși. Potrivit unor estimări, 22.000 de civili au fost uciși, dar este posibil ca numărul să fie mai mare. Sub ruinele unei clădiri bombardate au fost găsite 200 de cadavre. Potrivit lui Andrischenko, oficialii primăriei din Mariupol cred că cel puțin 22.000 de locuitori ai orașului au fost uciși în 3 luni de război. Consilierul crede că în realitate ar fi vorba de mult mai mulți civili uciși. El a declarat că 200 de cadavre au fost găsite sub ruinele unei clădiri în timpul acțiunii de înlăturare a molozului. Cadavrele au fost găsite în subsol, în stare avansată de descompunere, a spus consilierul. Orașul s-a transformat într-un cimitir, a adăugat acesta. Cei pe care rudele vor să îi îngroape potrivit credinței religioase nu pot recupera cadavrele decât dacă susțin într-o înregistrare video că decedații au fost victime ale armatei ucrainene.